important, dă-ți puțin asta. Dă-ți astea puțin. Pentru că urmează recensământul și pentru recensământ, ei bine, pentru recensământ suntem pregătiți. Deci, stimați telespectatori, dragi cetățeni, dacă nu știați, aflați acum. Timp de 12 zile am fost în recensământ, cu sau fără cod numeric personal. Bună seara, domnule președinte, avem o dezbatere. Bună seara, domnule, știu, dar când mi-a dat, când mi-a dat mesajul, nu eram în rază. Nu e nicio problemă, e bine că v-am prins. Oricând sunt disponibil. Ok. Domnul Voineagu, am o întrebare. Dom'le, de ce e necesar CNP-ul ăsta? Asta e lucru de la care ne tot întrebăm în seara asta. De ce e necesar? Mă auziți? De ce e necesar să-l dăm? Da, asta e problema noastră, că nu reușim. Da, aveți dreptate. Sigur că e posibil să nu am toate elementele explicative, dar dacă îmi dați voie, vreau să vă spun în mod foarte direct. Avem nevoie să determinăm populația stabilă a țării, a județului, a municipiului, a localității, a orașului, a satului. Nu putem altfel. Nu avem criterii. Dacă dumneavoastră inventați alt criteriu, vă rog, faceți public. După cum vedeți, Comisia Națională de Statistică lucrează la mai multe pahare. Asta n-ar fi nimic, dar nici recenzorii nu s-au prea descurcat și au băgat în formulare date din burta proprie. O să fie o noapte lungă, cu siguranță. Și câți colegi? Câți colegi aveți la call center? Și acum cu dumneavoastră câți mai sunt? E secretaria tuturor centrală. La mulți ani, domnul director. Da, mă rog, nu înțelegi ironiile, e o problemă tehnică importantă. Da, domnul Voineagu, mulțumesc tare mult. Că nu ai rolul tău preferat aici. Iată alte câteva posibile întrebări, din păcate ratate în acest recensământ. Din ce e făcută casa dumneavoastră? Câte cărămizi anume și câte mistrii de mortar? Ce CNP aveți? Și care-i suma cifrelor din CNP, totul de împărțit la numărul de membri ai familiei? Ce etnie aveți și dacă nu aveți...